După principiul du-te în sat și dă-te veste, vino acasă, fă cum poți, conducerea primăriei Roman și cea a Spitalului Municipal de Urgență Roman au ajuns la concluzia că se impune găsirea urgentă a unei soluții locale de achitare a celei de-a doua tranșă a aparatului de radiologie. Prima măsură a fost o discuție cu furnizorul și obținerea promisiunii că nu vor fi aplicate penalități de întârziere în cazul în care se vor găsi fonduri pentru achitarea celei de-a doua tranșă de 482.000 de lei. Cea de-a doua măsură, o rectificare bugetară internă la Spitalul Municipal de Urgență cu promisiunea că în 2017 Unitatea Sanitară Romașcană va primi o finanțare locală pentru o investiție majoră într-o sumă apropiată celei necesare achitării buclucașului aparat care a stârnit atâtea patimi politice. Nu curg nicio penalitate. Am avut discuție cu conducerea spitalului, a discutat cu furnizorul și avem clemență până la sfârșitul anului. Cred că în perioada cea mai scurtă veți asista la un acord de parteneriat prin care primăria și spitalul vor identifica soluții pentru dezvoltarea în continuare a spitalului. Edilul șef al municipiului a spus că echipa de la spital, în proporție covârșitoare PNL, a decis să aplice deviza liberală consacrată prin noi înșine și să achite prin fonduri de la bugetul unității sanitare o investiție care ar fi trebuit finanțată din bugetul Consiliului Județean Neamț, așa cum au existat promisiuni ferme din partea conducerilor anterioare ale forului legislativ. Păi noi prin noi înșine este o deviză pe care o respectăm, o susținem și o aplicăm. Bineînțeles. Păi bineînțeles, pentru că este proprietatea primăriei, a Consiliului Local. Da, vom încerca să punem cap la cap, se lucrează în acest moment, ca fondurile spitalului să vină cu o compensare în acest an și noi să-i sprijinim pentru un alt proiect la începutul anului următor și să găsim soluția de rezolvare bugetară. La ultima conferință de presă a conducerii Spitalului Roman s-a discutat și despre modul de rezolvare a acestei spinoase probleme legate de punerea în funcțiune a aparatului de radiologie, insistându-se asupra importanței pe care liderii politici susțin că o reprezintă sănătatea, problemă la care ar trebui să se gândească serios, fie și în al 12-lea ceas. Într-adevăr, toată lumea trebuie să conștientizeze, să fie alături de activitatea sanitară. Cred că și mai mult decât atât, Consiliul Județean, care acoperă întreaga area județului, trebuie să gândească acest lucru. Eu fac un apel la dumnealor și îi rog să găsească o soluție. Nefiind o sumă foarte mare în bugetul județului, în ceea ce înseamnă secțiunea de dezvoltare și poate că făcând o prioritizare în ceea ce au ei alocat în această zonă, ar putea găsi economii în anumite sectoare care poate sunt lucrări ce nu se mai pot finaliza pe sfârșitul anului. Sunt anumite lucruri care nu sunt neapărat prioritare, poate găsesc că e mai important această alocare aici la Spitalul de Radiologie și vă rog pe această cale să analizeze poate între timp acest lucru, adică să nu aruncăm totul în zona unei rectificări bugetare pozitive pe zona de investiții, că tare miroase mie a faptului că nu se poate. Conducerea spitalului solicită oamenilor politici aflați în fruntea unor instituții publice, precum Consiliul Județean, să lase deoparte orgoliile personale sau de partid și să treacă la găsirea de soluții pentru rezolvarea unor probleme importante legate de sectorul sanitar din județ. Trebuie să punem și să conștientizăm, așa cum a zis și doamna manager, lăsăm deoparte poate orgolii, poate unele lucruri să zicem în al 12-lea ceas că să găsim calea cea dreaptă și să putem rezolva acest obiectiv deosebit de important pentru, știți cum e, toată lumea zice că sănătatea, învățământul par a fi cele mai importante lucruri. Hai să și facem în felul. În toată această tevatură legată de alocarea de fonduri pentru aparatul de radiologie de la Spitalul Roman există și realitatea concretă legată de faptul că prin bugetul județului cam bate vântul și că guvernul tehnocrat n-a făcut încă o rectificare bugetară până la ora la care vorbim. În atare condiții, autoritățile locale care au cam cheltuit tot ce se putea cheltui în timpul campaniei pentru alegerile locale se văd în imposibilitatea de a asigura finanțarea unor proiecte importante. Pe de altă parte, nu sunt de neglijat nici fricțiunile politice locale, care în cazul nostru sunt de notorietate între edilul șef al Romanului și mai marele peste bugetul județului. Cert rămâne un lucru și anume acela că președintele Ionel Arsene a afișat o atitudine constantă în ceea ce privește problema aparatului de radiologie de la Roman, aruncând problema în curtea administrației publice locale, obligată să se descurce cum o putea și eludând faptul că Spitalul Roman deservește o treime din populația județului pe care nu interesează nici interesele politice ale PSD-ului, nici ale PNL-ului, principalii actori politici ai momentului.